Say cheese to the camera. Cheese! Yes! Salutare, fraților! Și surorilor! Și surorilor! Ne-a lovit și pe noi în sfârșit primăvara. Este weekend, am scăpat de copil. L-am trimis la mama. Iar noi acum ne facem de cap. Este ora 12 și ceva, 1, sâmbătă. Și ne-am gândit să luăm un brunch. Unde? O să vă arătăm și vouă. Cum se numește? Fiori di latte. Fiori di latte? Signori, tanti auguri, si. Dacă e ceva de capul restaurantului ăsta, o să vă spunem și vouă, ca să știți să veniți și voi. Așa, din ce am citit pe net, nu eu, ia, pare să fie beton, așa că hai să vedem dacă ăștia de pe net au dreptate. Da? Bună ziua! Aveți afară, da, rezervare, două persoane. Aici trebuie și toată băutura, vă ofer interior să vină în interior, dacă doriți, se fumează... Dacă se fumează, sigur, da, da. Hai! Aici. Ce cald e. Arată drăguț. Am și eu. Jucăm Fortnite. Tot scos o mă fume. 47 lei. Tu ce ți-ai? Ce? Eggs Benedict. Și practic noi luăm acum micul dejun. Asta e. O, Benedict cu somon. Bravo. Și cheesecake? Cheesecake deocamdată nu. Dar mi-am dat până cu ăta. Atunci mi-a și cheesecake. Da, trebuia să cer un cappuccino. Bine, iau și un cappuccino. Toaleta este? Mulțumesc. Ia de acolo. La unde sunt băieți? Nu e cu băieți și fete. E pur și simplu mixt. Acum vorbesc cu mine. Deci vorbesc cu mine, nu știu. Trebuie să vorbesc cu camera. Da. Ne sperăm corespunzător pe mânuțe. Este altă chestie care mie îmi place la restaurantele bune. Că e curat la toaletă. Așa ar trebui să fie. Și să-mi stea bine părul. Astea sunt două aspecte importante. E cu asta n-am mai văzut-o până acum. Cum mă și sperie. Să vedem cum e cafeul. Merge și fără zahăr. It's good. Să mă mai înducesc un pic. Am nenorocit inimioara. Făcut infarct ca da. Poftare cel cu somon. Vă doresc poftă bună. Mulțumim. Cheesecake, da. Poftă bună? Mulțumim frumos. Nu cred, dar arată bine și al tău. Ce, panna cotta? Da. Good. Hai că o să vreau și o să încerc. Ce-mi dai? Îți dau inima.
Ai supune meritat. E mai bună mea decât tata, pare rău. Vrei să facem schimb? Mulțumim, la revedere. Asemenea. Deci acum mergem la mall, doamnă, da? Păi cum altfel decât să facem niște comparaturi? Păi aici ai dat adresa, nu? Unde mergem? Da, stai. Anulează că mergem acasă. Ne schimbăm de încălțări. Restaurantul foarte mișto. Aproape când vine să-i dau nota 10, deși eu nu fac așa ceva. Nota de plată a fost 250 de lei. Pentru zona asta, pentru primăveri, cred că e ok. Nu e nici mult, nici puțin. Dar ce am mai aflat este că este restaurantul lui Marius Tucă. Și nu pot decât să-l recomand cu căldură. Deci dacă vreodată vreți să mâncați bine și vă aflați în cartierul Primăverii sau prin apropiere, să știți că aici puteți mânca foarte bine. Și cafeaua și desertul și serviciul, totul a fost super. Bravo. Eu le dau 10. Tu de la 10, eu le dau 9,5. Hai, e nota maximă pe care am dat-o de când m-am apucat de vlogurile astea. Și cei drăguți la restaurantul ăsta e care și terasă, se și fumează și deschis de la micul dejun. De cine fumează? Noi fumăm? Se fumează, n-am zis că fumăm noi. Da. Deci dacă vreți să dacă sunteți fumători, ceea ce nu e cazul nostru, mai ferește. Și îți spune că nu e reclamă plătită. Da, nu e reclamă plătită. Ba din contra, am dat bani. Ca să vorbim frumos de Nea Marius Tucă. Dar oricum, felicitări lui că a făcut un restaurant de genul ăsta, ne-a plăcut. Vremea extraordinară și ziua nu s-a încheiat aici. Mai avem ceva în plan. Pisica. Păi ce mici sunt toate, se pare? Tu ai pisică, câine, asta nu înseamnă că nu putem să tratăm cu respect atât cacofonia cât și pisica. Și ce mai facem azi? Mergem la mall. Așa. Și după aia facem surpriza lui Mihai, mergem la Osho, restaurantul Osho. Adică de lângă frutii. De lângă frutii. Păi în cartier ce să facem, unde mă duc? Nu știu, la Brașov, la am fost. Timișoara, la Oradea. La Constanța. Mai la vară un pic. Ok. Da, la vară. Dar nu merg încă la Constanța. Știi unde merge? La Balcic. Nu, mergem în Grecia. În Naxos. La Grecia, la Balcic în Grecia. Și iată și liceul unde noi doi ne-am cunoscut, draga mea. Acum câți ani? Tu mai știi care era clasa? Da, acolo, la parter. Unde parter? La parter. La 1. I-am fost la parter. Ai fost la parter? Da. Înseamnă că te confund. Că te precis. Vreau să zici ceva urât acum, le cunoști? Da, mă fac că nu o filmez. Hai să facem o poză. Facem un selfie? Da, dar nu cu ăla, cu telefonul. Păi, facem cu telefonul, da. De unde e telefonul? Unde te-ai prăvălit, mai ții minte? Da, normal. Eu mă mir că mai ții tu minte. Îți ții minte perfect. Deci, care a fost povestea aici? Doamna, nu știu din ce motive, cred că fugea de mine la vremea aia. Ce mă, erau, jucau băieții basket și am zis, trebuia să traversez, că mă grăbeam la ochii de lin, înțelegi? Ok. Am zis să nu mă ocolesc și nu să-i deranjez pe ei din meci. Și am luat-o la fugă, da. Nu m-am gândit că sunt în fustă scurtă și în platforme. Și a căzut sărăcuța. M-au întins, am căzut. Și cine a venit să o salveze? Acolo ni se trage. Zici? Da, nu așa a fost. Dar cum a fost? Nu ți-aduci tu aminte, dar tu la un moment dat ai întrebat în clasă cine vrea să meargă cu mine până la televiziune să luăm niște integrame, rebusuri, ceva de... Eu nu fac integrame și rebusuri. Ai zis atunci, da, stai, stai. Abia așteptam. Și eu care sunt, eram spontaneitatea în persoană, cu ghilimele de rigoare. Pentru prima dată în viața mea am răspuns pe loc eu. Și am fost doar noi doi? Și am fost doar noi doi la televizor. Bine, la fel ca și atunci
Iubirea mea este mai mare pentru tine decât este iubirea ta pentru mine. Așa zici tu. Ești mai tare în gură. Da, sunt. Nu sunt eu? Dacă nu sunt eu, atunci cine? Da, dar nu știi tu că eram îndrăgostit de tine înainte să ajungi în clasă. Erai în America. Și toată lumea zicea vizirul. Ești frumos. Să o cred, să nu o cred. Păi de ce te mimă? Da, hai și tu dreptate. Fraților? Bună seara! Bună seara tuturor! Ce faceți, fraților și surorilor? Da, deși aveam un plan să mergem la mall, n-am mai făcut-o pe asta cu mall, pentru că n-am mai făcut-o, pur și simplu. Am ajuns acasă, mi s-a făcut lene. N-am mai ieșit. L-am așteptat pe Mihai să iasă, adică să vină acasă. Și acum am ieșit cu toții, mergem la Vacamu. Pentru că la Oșo nu am mai găsit locuri. Cum a fost la Mamaie? Hai că se uite Mamaie. Păi cum e la Mamaie? Că îi place să-i zici Mamaie. Ce faci Mamaie? Nu îi place să-i zici, să spună Mamaie. Lu Mamaie. Stai că la Cluj nu sunt treceri de pietoni. Bine că ai Porsche. E frumos la București? Mai vii? Ai mei au luat-o înainte, un pic. Eu m-am oprit la supermarket să iau ceva, nu spunem ce. Și acum mergem, așa cum v-am spus, la Vacamu. Ăsta ar trebui să fie unul dintre cele mai bune steakhouse-uri din București. Mai ales că subsemnatul este unul dintre cei mai mari vegani din istoria omenirii. Bună seara! Nu rezervat de 3 persoane fără aici? Da, fără drept. Nu aveți perne sau ceva, ne așezăm direct. Toaleta? În interior, în colțul din dreapta. Mulțumesc. Îți place cum arată? Iarăși. Curat și aici, la toaletă. Vrei să-ți dau una și de la mine? Să vezi cum e și a mea? De când dată arată bine, arată beton. Dacă e o diferență între atașa mea. E bun, Mihai? Foarte bun, auzi? Uite cum se taie, imediat. Pe care o vrei, pe a mea sau pe a ta? Pe a ta. Și dat și astăzi cu mare drag de zece. Am o singură problemă, două. Care a fost stecul, a fost excelent. Numai că am cerut medium, adică să nu fie nici bine făcută, nici incendiu, și a venit în sânge. Am putut să o mănânc. Dar păcat, a doua problemă, scaunele astea în plus aici pe terasă, 2-3 milioane care nu ar fi trebuit să fie. Dau din nou 9,5 ani. Cred că sunt foarte bine dispus. Dar oricum, dacă vreți să veniți aici, veniți. €200 Cred, 200? 656. Mai mult decât un telefon. Ce mult? De ce? Asta e cadou pentru ziua ta, nu te-am promis?